Un prieten ales, o poveste a Mexicului, instruire pentru a sluji prietenul. Jăraticul pocnea în soba de lut. Rosa scotea bețe din mănunchiul de lemn și le așeza pe cărbunii aprinși. Focul trebuia să fie încins pentru tortillas. A traversat camera până la masă și a început să macine porumbul pe lespedea de piatră. Masa se clătinea la mișcările ei. Repede a frământat mălaiul în turte și le-a așezat pe tava de copt. Cum Felicia e moartă de 3 ani, Rosa și-a asumat mai multe sarcini pentru mama. Privea spre ușa de la ieșire. Mama și tata trebuie să ajungă în curând, spuse ea, așezând ultimele tortillas pe tavă. Cina a fost gomotoasă în acea seară. Mereu este așa când mama și tata se întorc de la piață, din cauza întrebărilor pe care frații ei le pun. Ei erau afară acum, își mâncau bomboanele pe care mama și tata le-a adus. Rosa aduna masa în timp ce mama spăla vasele. Tata stătea în ușă privind cerul întunecat. S-a întors pe când ele au terminat de curățat zona gătitului. Rosa, spuse el serios, vreau să îți pun o întrebare importantă. Nu va trebui să-mi răspunzi în noaptea aceasta. Ezită puțin, apoi spuse, ți-ar plăcea să mergi la școala biblică? Școala biblică? Întrebă uimită. Da, eu și cu mama ne-am întâlnit cu doamna Peters astăzi la piață. A menționat că școala biblică începe în 2 săptămâni. Ești destul de mare ca să te înscrii. Mintea Rosei se învârtea. Școala biblică se afla în spatele casei copiilor din oraș. Își amintea momentele când mânca la cantină cu studenții mai mari. Cât timp voi sta acolo? 5 ani, răspunse tata. 4 ani îi vei petrece studiind în clasă. Și al 5-lea an? Întrebă Rosa nedumerită. În timpul celui de al 5-lea an, studentul va pune în practică ceea ce a învățat. El merge prin sat să învețe și să ajute în biserici. Dacă studentul se descurcă, la următoarea absolvire își va primi diploma. Rosa, vrem ca tu să te rogi înainte să decizi. Tu lucrezi foarte bine cu copiii. Bisericile noastre indiene au nevoie de ajutor ca să învețe copiii despre Dumnezeu. În acea noapte, Rosa a stat trează mult timp gândindu-se la întrebarea tatălui. Oare ar trebui să merg la școala biblică? 5 ani este un timp lung. Nu am mai fost într-o clasă sau să studiez de 7 ani, de când aveam 10 ani. Se tot foia pe rogojina ei, gândindu-se la ore, teme și teste. Mi-ar plăcea să studiez Biblia, dar va fi așa de greu dacă eu nu mi-am terminat școala. Dintr-o dată, un verset i-a apărut în minte. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Mulțumesc, Doamne, pentru că mi-ai amintit că nu trebuie să-mi fie frică, deoarece Tu vei fi cu mine. Școala a fost grea. Rosa nu era surprinsă de tot ce avea de făcut. Nu știu dacă voi reuși cu tot acest studiu, spuse ea îngrijorată. Erau cărți de citit, lucrări de scris, teste de dat. Asculta cu atenție în timp ce profesorul preda Biblia. Uneori, ei demonstrau modalități de a preda copiilor. Alteori, le arăta cum trebuie predată Evanghelia. Erau așa de multe de învățat. La sfârșit de săptămână, Rosa mergea cu o studentă mai mare într-un sat din apropiere. Alți studenți, în echipă de 2 sau 3, mergeau în alte sate, unde practicau ceea ce au învățat. Mereu vom merge în același loc, Lupita? Întreba Rosa în timp ce urcau pe o cărare strâmtă prin munte. Oh, nu! Vom merge pe rând prin toate satele. Uneori vom călători cu autobusul. Este un sat micuț aici în munți. Singura modalitate de a ajunge acolo este să traversăm un pod șubret de funii deasupra unui râu, dar nu vom merge astăzi acolo. Ce vom face în acest sfârșit de săptămână? Este o mică biserică în satul în care mergem. Duminica dimineața vom cânta niște cântece și probabil vom fi întrebate cum l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor. După masă,
vom vizita oameni la casele lor. Uneori, ei ascultă cum le explic modul prin care pot fi salvați. Dar, alteori nu. Vom sta la familii creștine în sat. La începutul anului al treilea, un profesor s-a întâlnit cu studenții de anul al treilea și al patrulea. Anul acesta veți fi lider de grup în slujirile de sfârșit de săptămână. Vă mai aduceți aminte ce greu v-a fost să depuneți o mărturie sau să predați o lecție în primul vostru an? Dorim ca voi să le arătați studenților din primul și al doilea an cum trebuie să predea sau să mărturisească în sate. Mai târziu, în acea zi, Kela, o studentă din primul an, i-a spus Rosei după ore: "Mă bucur că voi merge cu tine la sfârșit de săptămână." "Nu am mai fost lider până acum," spuse Rosa zâmbind. "Am emoții cu prima noastră misiune, dar știu că Dumnezeu ne va ajuta." Fetele au plecat sâmbătă dimineață de vreme într-un sat micuț. "Ți-ai luat tot ce ai nevoie, Kela?" întreba Rosa în timp ce așteptau în stația de autobuz. Kela ridică sacoșa de plastic. "Biblia, harfa, haine, săpun și o portocală în cazul în care mi se va face sete de la mersul pe jos." "Eu am lecția biblică și ceva broșuri," răspunse Rosa în timp ce urcau în autobusul aglomerat. Au călătorit timp de o oră jumătate. Coborând, Rosa a arătat spre drum. "Vezi deschizătura printre copaci? Acolo începe cărarea care duce la sat. Haide să ne grăbim până nu devine prea cald și prăfuit." Când au ajuns, s-au oprit la prima casă din capătul satului. Un câine a apărut din spatele colibei și a început să latre. "Acești oameni sunt creștini, Kela. Probabil vom sta aici la noapte." Rosa privi în jur și se gândi: "Aceasta mi-amintește de casă." Raza de soare pătrundea printre crenți și se proiecta în pete de lumină pe pământul prăfuit. O femeie scundă și plinuță ieși din casă. "Veniți!" le chemă ea zâmbind. "Am cafea și pâine pregătită." Femeia copiilor sărea de bucurie. O fetiță se apropia de Rosa și îi șopti: "Vei ține școală duminicală pentru noi?" "Da," răspunse Rosa fericită. Copiii au alergat strigând: "Le vor spune copiilor, Kela. Trebuie să ne rugăm ca părinții să își lase copiii mâine." Toată sâmbăta, fetele au vizitat mai multe familii și au chemat copiii la școala duminicală. Câteodată, Rosa făcea studiu biblic în casele indiene. Duminică dimineață, când copiii terminau slujba, fugeau afară. Rosa îi aduna sub un pom. Kela se așeză între copii pentru a o privi pe Rosa și pentru a învăța cum să predea. Inima Rosei bătea rapid când privea la fețele dornice ale copiilor de a asculta. "Doamne, ajută-mă să învăț pe acești copii despre Tine, ajută-i să înțeleagă această lecție," se rugă ea încet. "Copii, priviți în jur și spuneți ce vedeți. Plante, portocali, o păsărică, câinele meu, Nori," răspundeau fetele și băieții. "Aveți dreptate," zâmbi Rosa. "Biblia ne spune că Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Apoi le-a spus povestea creației. Dumnezeu care a creat cerurile și pământul vă iubește. El a trimis pe Fiul Lui perfect, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pentru păcatele voastre. El vrea ca într-o zi să fiți cu El în cer." Le explica cum Dumnezeu îi poate ierta și le poate da viață veșnică. Luni dimineață, fetele s-au întors la drum. "Kela, mi-a fost teamă când am venit sâmbătă dimineață. Nu am fost sigură că voi putea preda fără un student mai mare lângă mine ca să mă ajute. Când am început lecția, mi-am dat seama că Dumnezeu mă va ajuta." Cursurile au continuat și au mai urmat multe călătorii de sfârșit de săptămână. Rosa s-a îndoit dacă va reuși să termine vreodată școala. Era așa de mult de învățat. Într-o dupămasă, aproape de sfârșitul celui de-al patrulea an, Rosa muncea ca să termine o lucrare pentru școală.
Rosa, Rosa, vino aici!" o cheamă Chela urgent, în timp ce alerga în dormitor. "Tatăl tău este afară, cu mama ta este bolnavă." Rosa a alergat la ușă. Tata și cu câțiva bărbați urcau dealul ușor, cărând-o pe mama pe un scaun. "Ce s-a întâmplat, tată?" plângea ea în timp ce alerga spre ei. Se uita la mama, care era înghesuită pe scaun. Ochii ei erau închiși. "Are febră, Rosa. A fost prea slăbită ca să vină pe jos din sat. Antonio, Pedro și cu mine am făcut curândul ca să o cărăm. Trebuie să o vadă un doctor." Bărbații au dus-o în clădire. Rosa nu și-a mai luat privirea de la doctor în timp ce o examina pe mama. I s-a tăiat respirația când el s-a întors către ei. "Soția dumneavoastră are febră tifoidă. Va trebui să rămână aici ca să fie îngrijită. Rosa, doar tu și unul din misionari veți avea voie în cameră. Va dura câteva săptămâni până mama ta va fi destul de puternică pentru a se întoarce în sat. Poți avea grijă de mama ta și să ții pasul și cu școala?" "Trebuie. Trebuie să am grijă de mama," răspunse ea plângând. "Voi încerca să învăț cât pot de mult." Rosa se trezea în fiecare dimineață de vreme și studia până seara târziu. Era greu să aibă grijă de mama, să meargă la cursuri și să pregătească lucrările. Se ruga în fiecare zi: "Dragă Doamne, te rog, ajută pe mama să se facă bine și ajută-mă să mă concentrez pe studiile mele pentru a putea să termin anul acesta." Într-o dimineață, mama a chemat-o slăbită din pat. "Rosa, ești bună că mă ajuți cât timp sunt slăbită. Cred că mă simt puțin mai bine astăzi." Se ridică ușor. "Te-am ținut de la învățătură?" "Nu, mamă, Dumnezeu m-a ajutat și voi termina anul acesta împreună cu colegii mei. Studenții pregăteau activitățile speciale pentru absolvire. Acum că mama se simțea mai bine pe zi ce trece, Rosa putea ajuta și ea la planuri." Ziua absolvirii a sosit. Mama, deși slăbită, a participat și ea la festivitate alături de tata și alți vizitatori. Studenții au jucat o scenetă biblică, apoi a urmat banchetul și o festivitate de absolvire. "Mă bucur că mama e mai bine și poate participa la festivitate," se gândea Rosa în timp ce privea la părinții ei prin mulțime. În acel moment, pastorul de cuvânt al festivității s-a ridicat în picioare. "Unii dintre voi cred că ceremonia de absolvire reprezintă finalul studiilor," spuse pastorul Felix. "Dar abia acum ați început. Pe durata anului viitor, toți studenții de anul al patrulea vor fi repartizați pentru a lucra în sate. Veți ajuta în biserici, veți preda la școala duminicală și veți spune și altora despre Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă vă veți descurca și sunteți credincioși în lucrare, vă veți primi diplomele de absolvire de anul viitor." Rosa privea cum studenții care și-au terminat anul al cincilea își primesc diplomele. "Mă întreb dacă eu voi putea primi pe a mea anul viitor. Te rog, Doamne, ajută-mă să fiu credincioasă în timp ce voi preda cuvântul Tău celor din satul unde voi fi repartizată." În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 14a și 15, Biblia ne spune următoarele lucruri: "Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos." Despre cine este vorba în acest verset? Este vorba de Timotei. El, de când era copil, cunoștea Sfânta Scriptură. Tu cunoști Biblia? Citești tu în fiecare zi din ea? Dacă doar din când în când citești în Sfânta Scriptură, eu te sfătuiesc să îți faci un plan și să citești în fiecare zi din ea.
Îți dau un exemplu. Citește atâtea versete câți anișori ai tu. De exemplu, dacă ai 6 anișori, citește în fiecare zi 6 versete. Dacă ai 7, citește 7 versete. Dar dacă ai peste 9 ani, deja tu ești mare și tu poți să începi să citești capitole. Citește 2-3 capitole pe zi. Fă-ți timp să citești. Dumnezeu vrea ca tu și eu să cunoaștem Sfânta Scriptură și după aceea să mergem să spunem oamenilor din jurul nostru că Dumnezeu îi iubește și cum pot fi ei salvați și iertați de păcatele lor.